În prag de sărbători, magazinele din oraș sunt pline ochi de clienți și produse de tot felul. Febra cumpărăturilor se simte de la cel mai mic chioș de cartier până la marile magazine. Apropierea sărbătorilor de Paște a făcut ca giurgiuvenii să umple la refuz până și magazinele cu articole vestimentare. În această dimineață, la magazinul Betty din Piața Centrală, zeci de clienți așteptau la cozile formate la casele de marcat. Nici prețul sau umbulzeala nu au mai contat, iar clienții au cumpărat tot ce le-a căzut în mână, indiferent dacă produsul le era necesar sau nu. Căutați ceva anume? Nu. Pentru ce ați venit astăzi la cumpărături? Pentru de Paște, la nu știu de câte ceva, pace că e mai... Respectați tradiția, să înțeleg, să vă noiți de Paște. Da, da, foarte mult. Ce buget ați alocat? Pro 450. Da. Nu. Neapărat. Respectați tradiția, să vă noiți de Paște? Vine primăvara și trebuie îmbrăcați copiii, cresc. Nu. No. Pentru ce ați venit astăzi la cumpărături? Așa, vreau să-mi iau o pereche de ceva de pantofi subțiri, mai de vară, mai ușor. Respectați tradiția să vă noiți de Paște? Nu neapărat. Pentru necesitate. Cumpărăturile pentru sărbători presupun întotdeauna o investiție financiară, dar și una de timp și răbdare, mai ales când acestea sunt făcute chiar în preajma Paștelui. A devenit o tradiție ca în zilele premergătoare sărbătorilor mari în magazine să se formeze aglomerație care să dureze până aproape de mesele festive. După cum observăm și din imagini, giurgiuvenii țin la tradiție și nu se dezic de obiceiul de a face cumpărături pe ultima sută de metri.